Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cine călătorește prin Republica Fantastică România și se duce spre frumosul oraș Horezu? În Vâlcea, foarte frumos acolo, da. Multe oale. Ar putea trece la o adică și prin comuna Măldărești, care e ceva mai la sud de mai bine cunoscutul și faimosul său vecin. Comuna Măldărești are aproximativ 2000 de locuitori, 800 de gospodării și o suprafață intravilană de 375 de hectare. Un loc liniștit despre care puțin știu, în afară de localnici și rudele lor și cei care au plecat din Măldărești să-și caute norocul în lumea întreagă. Dar acest anonimat este pe cale să se sfârșească, deoarece pe unul din dealurile care mărginesc cu mintea localitatea a apărut, ca la Hollywood, numele localității scris cu litere albe de vreo 2 metri înălțime, puse pe o schelă verde ghiocel. Și la drept vorbit nu e scris chiar numele propriu zis. Că nu, adică n-au pus și diacritice, știți? N-au, deci scrie Maldaresti. A, e Maldaresti. Maldaresti, nu Măldărești. Welcome to Maldaresti. Da, welcome to... Bine ați venit in Maldaresti. Da, scrie doar Maldaresti. Bine ați venit, poate este pentru viitor. Okay. Deși nu se știe, pentru că te întreb de ce, adică dacă tot a făcut primăria cheltuiala, nu a pus și căciuliță la ă și virguliță sub ș. Adică dacă ai șâțe, cum se zice, nume, frate, scrie numele cu șâțe. Nu, șablon la... Zici, da. Băi, nu cred că lipsa șablonului. A fost pentru că încep să ai o bănuială când afli cât a costat tichia aceasta de mărgăritar, 300 de mii de euro. Mamă! Deci, încă o dată, o comună de 2000 de locuitori, inscripție de 300 de mii de euro. Vine cam 150 de euro de cap de măldărăștean sau maldarastean. Sau dacă te-a pus să numeri literele, 30 de euro litera din numele comunei. 10 litere... 300 de mii de euro, 300 de mii împărțit la 10, rezultă 30 de mii de euro. Am făcut calculul de 3 ori ca să fiu sigur că... O căciuliță, de fapt nu, că sunt mai multe căciulițe la Măldărești. Două deci... căciulițe și o virgulă la și, da. Cred că mai intrau vreo 45 de mii de euro. Asta zic, deci literă simplă, fără căciuliță și virguliță, 10 mii de euro. Deci cum zice domnul Zafiu, cât ai zis că ar mai adăuga? Eu am zis 45. Nu. Ca să la fie 3, 15.000, era așa. 30.000 litera, da. Și am pus la 15.000 semnul, ca să fie la jumătate. Nu, mă, cred că era 2-3.000 de euro, dar românii la d-astea se înfurie. Băi, lasă-mi o fără căciulițe, nu știi ce se întâmplă în diverse domenii. Adică omul unde simte că e prea mult mai totuși... Mai costă ceva, nu. Zice, băi, hai, lasă că mă descurc și fără. Da. Deși naționaliști fiind, mă gândesc că ar fi trebuit să păstrăm totuși. Adică, domnule, o căciulă costă 30 de lei, căciulă cu ciucure 35. Haide-mă pe aia de 30 de rând, doamne, iartă-mă, de ciucure, da. Că n-am nevoie. Au și ghinion, că în numele lor au 3 litere. Deci 30% sunt cu diacritice, sunt cu semn diacritic, sunt 3 litere. Na. Până la urmă se înțelege ce vrea una, să spună. Dacă era comuna Bicu, să zicem, era simplu, era 104 ori 10.000, 40.000 de euro, nu era nevoie de nici un fel de virguliță, de căciuliță. Acum... Aveai punct la I dacă vrei să fii. Pui simplu, I turcesc, fără... Da, e adevărat, uite, și aici mai era și un punct la I, dacă puneau diacritice. Corect. Complicat. Și acum de-aia nu scrii bine ați venit. Mai adaugă mult. Câte litere sunt bine ați venit? Sunt multe. În total? Da, în total. Sunt în 4, 11. Bine, ati 37, ven, i, t. Deci 11. Mamă, deci încă un pic și bătea milionul de euro numai să scrie. Primarul care a pus în practică ideea este însă foarte iritat când i-a întrebat reporterul de la Digi24 cum i-a venit ideea, adică. Da, de ce mă anchetez acum pe mine... că am primit, că am făcut ce vrei. Eu vreau să mă întreb câți bani ați folosit ca să auzi, dar nu m-a întrebat sâmbătă. Vii luni la birou și mă întreb dacă vrei. Am folosit toți banii. Dacă vrei să mă anchetezi, vină cu unul la DNA, nu așa că ești tu acum dispus să mă... Hai, pa! Ai înțeles? Domnul primar, atât. Pune punct! Asta e interesant, că spune pune punct. Da. Punctul costă. Da, punctul costă, da. Dar eu mă întreb, adică în locul doamnei sau domnișoarei reporter, eu ziceam, da, domnul primar, pe partea economică vreau să vă întreb. Că cu poate îi răspundea și devenea din nou faimos. Cu mult tupeu, domnul... Da, foarte mult tupeu. Vină cu cea de la DNA, cine ești tu să mă închetezi pe mine așa? Pune punct. De banii ăștia n-am putem să punem punct. Ca să fim corecți până la capăt, a fost vorba de bani europeni, dar asta nu înseamnă că au fost cheltuiți în cel mai inteligent mod posibil. Părerea mea. Asta e, poate că domnul primar...